Ipocrizie de nedescris. Liberalii care îi țin partea președintelui după gafa de la masa tăcerii au propus acum câteva luni încasetarea în sticlă a operelor lui Brâncuș. Avem înregistrări cu senatorul Tudor Barbu, care cerea să nu se mai permită accesul lângă sculpturi. Primii care au intervenit în acest scandal național au fost liberalii care i-au luat apărarea președintelui Iohannis. Președintele României, Klaus Iohannis, a respectat spiritul Brâncuș și nu a încălcat nicio reglementare privind protecția operelor din Parcul Constantin Brâncuș de la Târgu Jiu, spun reprezentanții PNL Gorj. Aceiași liberali care în urmă cu ceva timp au cerut ca operele lui Brâncuș să fie încasetate în sticlă pentru a nu fi atinse de toată lumea. În loc să încaseteze masa tăcerii, să nu mai mănânce aia pateu, că mi s-a ridicat părul pe mine când i-am văzut pe toate televiziunile centrale. Nu știu ce firmă de pateu, Scandia sau nu știu care, mâncau mama, tata și copiii cu un cățeluș alb, mâncau pateu pe masa tăcerii. Masa tăcerii este simbol universal, nu național. E ca Napoleon. Are aceeași mărime, masa tăcerii. Bă, și așa mâncau cu acordul primăriei, mâncau pateu pe pâine. A venit retardatul ăla și a spălat cu jetul de la service, a spălat poarta sărutului și a făcut-o roșiatică. Turiștii care au vizitat în aceste zile operele lui Brâncuș și au arătat indignarea față de gestul președintelui. El e președintele și nici el nu are voie. Presa. Am înțeles că e oficial, că trebuie să dai explicații. Până acum, președinția nu a avut nicio reacție față de acest incident.